Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Duminica Horror. A existat vreodată așa ceva? Cred că nu. Deci cam The Beast Inside. Doar abonații adevărați vor mai ține minte joculețul acesta. L-am jucat eu acum mult timp când aveam bita mai barba și eram un magnet al femeilor. Acum avem acces de la... Avem acces de la developer la un capitol beta din mijlocul jocului. Nu o să înțelegem prea multe ce se întâmplă, dar o să... degustăm din nou joculețul acesta. M-am uitat la episodul respectiv, filmat acum un an și ceva, și țin minte, mă rog, țin minte, m-am uitat și lui Rafael din acel timp îi place foarte mult jocul. A spus că la finalul jocului chiar îi place, i s-a părut tare și e nerăbdător să se lanseze. Anul acesta se va lansa în 2019, dar rămâne de văzut. Momentan avem acces doar la un capitol beta. Haideți să dăm new game și să vedem despre ce este vorba. Din ce pot să vă explic eu foarte pe scurt, tipul Adam cu care jucăm noi s-a dus cu soția lui și s-a mutat în pădure. Caracterul nostru, Adam, a citit dintr-o carte ceva și povestea aia ce a citit el dintr-o carte a fost redată în joc. La finalul poveștii, caracterul murea, dar nu caracterul nostru, ci ce citea el în poveste. Puțin complicat, dar mă rog. Work in progress doesn't represent the final game. Unde a plecat toată lumea? I-am auzit. Nu se întâmplă iar. Nu se poate... Eu o să traduc pentru cei care nu vorbesc engleză, cât pot. Wow! Pe tăiță! Ca tată și fiu! Tu trebuia să mori atunci! Cine e bă ăla? Ia tăia bere, gata! Tătăiță! Ok, RIP family friendly, prieteni. RIP monetizare, RIP tot. Chestia e că nu înțeleg ce se întâmplă aici, dar jocul era dubios rău de tot, pentru că v-am spus, pot să fac singur? E atât de mult sânge. Doamne, ăsta e unul din oaspeți? Power, n-am. Adu-pe cineva. O să sângereze până moare. Îngrijitorul e la etaj, camera 207. Who is this? Easy. Don't try to get up. Nu încerca să te ridici. No one will ever talk me into a mountain trip again. There he is. Uite-l. Looks like that missing fellow. The detective showed guests his daguerreotype. Ah, vă n-am să rog asta. You mean that nosy fop Walter Gilman? Detectivul. Holy Mother of God! I have to telegraph the sheriff. Trebuie să anunț șeriful. Are nevoie de un doctor. Am văzut rând ca astea. Le mai rezistă doar câteva minute, îmi pare rău, fiule. Vocile astea, de multe. Cred că am mai auzit conversația asta undeva. Walter Gilman, nu știu cum. Ok. Maybe at the reception desk I can find out his room number. Trebuie să-i aflăm camera lui Walter Gilben Cheshet ca să, nu știu, aflăm mai multe despre el. Și că s-ar putea tipul ăsta să știe unde a dispărut tatăl nostru. Din nou, noi nu știm povestea jocului pentru că suntem la mama naibii mijloc, dar v-am spus, caracterul nostru, Adam, citește niște povești pe care le retrăiește sau nu știu ce neva se întâmplă aici. Și... Throw! Ei, drace! V-am spus și de-aia e tot așa bizar. Bă, ce se aude? Băieți, vreau să vă uitați la episod în full screen. Bine? Nu vreau să fiți lași. Bă, dar eu aveam o la... F. E puțin laggy jocul, nu știu de ce. Pentru că în meniu mi-arăta că am 120 de frame-uri, dar văd cam 50 de fapt. Deci poate nu e așa optimizat bine jocul. E ok, ne jucăm și așa. Voiam să văd controlele. Pe X, light a match. Pe F e lampa. Tab inventarul. Pe E inspect. Pe C mă crouchez. Îmi ridic mâna dreaptă. Ia, ia. Left cât R-L. Mă rog. Da, mă simt ca în amnesia. Ce avem aici? Mai să fie. Ok, deci trebuie să ne ducem la recepție ca să aflăm... E Stefano! Vino cu mine, Stefano, vom merge împreună. Aha, este așa.
Oprește. Aaa, eu n-am infinit. Uitați-vă în stânga jos, nu e la infinit aia. Bă, mi se duce combustibilul din lampă. 706. A, e 106. Ceva e acolo, lângă scară? Aici sunt eu, cred că asta vrea să-mi arate, nu? Că noi suntem aici. Sau? Sau mă bat o dată aia, că nu știu. Uite recepția după scări. Aici ar trebui să fie recepția. Ce s-aude, bă? Aha, văd acolo. Item ed- a, e combustibil pentru lampă. Cineva e aici, băieți. Janitor who usually kept the reception keys in room 207. În camera 207, îngrijitorul păstrează cheile pentru recepție. It's him. Judge John Norton, father's former associate. Is that possible? E posibil? I just witnessed a crime from a decade ago. Oh. Lost memories and illusions. Deci a fost făptașul unei crime de acum 10 ani. Tipul ăsta lucra cu taxo sau ceva de genul. Judecătorul Ion Norton. Ion, Ion Nelu. Bă, cine suflă, bă, în urechi? Walter Gilman. Alo? A zis... Ah! Pe toți chiloții. Fără de astea, vă rog. 207 a zis. Înseamnă că e la etaj, că aici e doar cu 1. Nu. A, nu pot să urc pe aici. Bă, mi-ați blocat calea. Chiar vreți să dau acum un mic parcurs? Ia uite-l. Nu merge, nu te lasă. Înseamnă că vrea să mă duc pe aici, nu? Bă, aici e totul cu chei. E totul cu chei, băieți. Oh, oh. Cine e ăla? I'm not alone. Nu sunt singur. Bă, chișet. Vino în coace. Deci acum suntem acolo. Trebuie să urcăm pe scările din dreapta, vedeți? Păcat nu pot să vă arăt. Deasupra la roșu. Eu am încercat să... Zi, să dau luminositatea mai tare din programul care filmez. Deci sper să fie ok pentru voi. A, prindem de-astea așa. Păi îmi folosește brichet. Ce romantic, băieți. Ah! Wow! Mi-e frică, băieți. Hai mă, glumeam. Eu nu mă sperie de pixel pe ecran. Read. Nimic nu e un secret. Nu ar trebui să se manifeste. Nu ar trebui să ascunzi ceva. Mihai Eminescu, ok. Stefano! Stai aici, Stefano. Ce-am găsit? Țuică, vod... Nu, 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 nu. Cred că am mirosit tot aia. Trebuie să fie ceva aici. Ha-ha! Știam eu, prieteni! Ok, da, și am încercat să fac mai luminoasă treaba. Uuuu! Totul este încuiat! Misca, musca, Mickey Mouse! Măi, Rafael, dar ce-i de faci așa urât? Poate ți-a frică? Mamă, Rafa, păi, eu am 5 ani și mie nu mi-e frică, mă! Hai că vă știu eu, băieți, nici nu vă uitați în full screen. L-am văzut, băieți! Stefano! Păzește ușa, Stefano! Închide-mă ușa! Bă, asta mi-aduce aminte, doar mie mi-aduce aminte asta de aia preoților când trec prin biserică și pun de-aia de miroase frumos și nu aghiazmă, cum trebuie să se numește, mă? În fine, înțelegeți voi. Așa, ce scrie aici? Viața unui om nu merită nimic pentru tine? Maria, ok. Trebuie să căutăm... Mr. Chair, domnule scaun, dă-te de aici! Nu? Nu uitați, băieți, să apăsați și butonul de like dacă vă plac episoadele horror, altfel nu mai fac. Dacă nu facem 2000 de like-uri la episodul ăsta, nu mai fac. E lingura. E... Cum îl cheamă pe ăla de la România, o talent de îndoia linguri? Cristian, cumva.
Cristian Gog, eu sunt. Am prins ceva. Ok, hai să nu ne mai prostim. Ata, Stefano, vino cu mine. Stai, că e ceva aici. Știam eu. Stefano, hai să mergem în căutarea bărbatului. Vino. Păzește ușa, Stefano. Nu știu dacă are rost să verific în fiecare cameră. S-a auzit ceva. Ce e aia? Examin. Un ceas stricat. Ceasul tatălui meu. De ce s-a dus înapoi în timp? Rotate to find hidden messages. L-am învârtit ca să aflu mesaje secrete. Nu am nicio idee cine este Mr. H. Dar mi-aduc aminte de ziua în care am dat cu ceasul pe jos. Tare rău, mamă! Mamă, mamă, Stefano! Unde naiba ești? Vino cu mine. Dă țigările. Tipul ăla s-a urcat pe aici, hai să vedem. Nu vă uitați la fața mea. Aha. Hai băi, shit, ia vino încoace. Cine e ăsta? Și ce face aici? Vino băi încoace dacă ai tupeu. Hai să dăm parte în parte. Pe vremea mea o dădeam parte în parte. Așa aflam care e mai bărbat. Deci eu sunt aici. Eu nu mai țin minte camera la care trebuia să vă duc, băieți. Am uitat camera, bă. Era 207 cumva? Notițe. Da, da, da. O pagină din Biblie. Mai zi o dată, mai citește. Nu, bă, zi-mi notița unde era să mă duc. Cred că era 207. N-am un obiectiv ceva? Objective, you know, you know, terchia perchia, stuff like that. Aici trebuie să mă duc, mă, uite cum îmi arată jocul. Mă, era fain, dacă ești prostovan și ai uitat, îți arătăm noi. Haide. E încuiat. E cu lacăt. Taie lacătul. Uuuu, Stefano. Arată ascuțit. Poate îl pot folosi ca să tai lanțul. Ah. Nu mai pot, băieți. Transpir. Transpir, ouăle. Nu glumesc. Ce n-ai asta? Cred că am găsit niște gloanțe. Pereche de chiloți. De damă. Ce e aici? O explozie în mina din... în mina Caroline. A costat viețile a 3 oameni. Deci că suntem la știri. Văd ceva acolo. Nu știu ce am găsit, dar am găsit niște țuică ceva. Mă, da, combustibilul ăsta de la lampă se umple la loc sau cum naiba funcționează? Că eu tot iau chestii, dar nu se umple. Mă înțelegeți ce zic? Avem... Ce naiba! Pe toți chiloții! Ce-a fost asta? Și unde m-a tras? În iad, poate. Iisuse Hristoase. To hell, baby? Christ, what have I gotten into? În ce nebă m-am băgat? Nu știu, mi-o uiță ce te-ai băgat, l-am pierdut pe Stefano! Stefano! God damn it. Pare rău, băieți, dacă fac prea urât, dar trebuie să-l înlocuim pe Stefano. Tu ești nou. Este așa. Tu ești nou, Stefano. Dar Stefano e un caracter. E o măicuță. Măicuța, cum o numim, băieți? Trebuie să-i dăm un nume. Bă, de eu nu mai știu cine mai făceam, eram pe aici undeva. Măicuța Larișca. Așa o să se numească. Măicuța Larișca, vino cu mine. Alo? Cine bate la ferestra mea? Oh, e măicuța Larișca, hai să nu mă mai prostesc ca ta. Bă, da, urci? Nu-mi cape de măicuță. Mihăiță! Nu urcă ăsta. Eu ce să-i fac, băieți, că nu urcă? Stai aici, măicuță. Nu, gen, pe bune nu urcă. Opa! Vino cu mine! What the hell is this?
Ce naiba e asta? Looks like. Arată ca un good god. Something's wrong here. S-a speriat și măicuța la Rișca. Trebuie să iau unealta aici să scap de aici. Hai că sigur scap de aici, nu e ca și cum suntem într-un joc horror. Voi tăia lacătul. Yeah, voi tăia lacătul. O să mai investigăm puțin pe aici. Văd ceva. Opa, Gangnam Style. Ok. Am luat ceva, dar nu știu ce. S-a adăugat în inventar. Kerosen am adăugat, bă, și-l folosesc și umplu asta. Kerosen ca la avion? Măicuța la Rișca, vino cu mine. Oh. Tu ești castorul Valeriu. Castorule Valeriu, ajută-mă să scap de aici. Aia-l! Castorul Valeriu? Nu mișcă nimeni! A venit poliția! Eu dacă aș fi inteligent, aș putea să folosesc ăsta non-stop. Că oricum jocul nu e super lung, pentru că e doar un capitol bet. Rimonetizare! Aici e! Măicuța la Rișca! Ce cauți aici? Nu pare nimic suspect. Ghetul suflet. Deci chiar și după ce a murit e îngrijitor. Deschide bă asta! Bă, deschide! Deschide ușa creștine. Sau de ceva? Castorule Valeriu, cine ăla? Tu păzește-l. Un set de chei. Mă atacă ăștia, Valeriu. Dă-le naiba de scrisori. Mihăiță, ce mi-ai făcut? E o scară? Nu te cred că sar pe geam. Am nevoie de castorul Valeriu. Ce e asta? Și de ce a căzut din tavan? Vino cu mine, Valeriu. A început să ploaie. Mă, da... Nu pot să sar când îl țin pe Valeriu în brațe. Nu e corect. Că Valeriu vine cu mine. Uite, nu pot să sar! Bă, Valeriu, mă țin loc. Am crezut că a plecat numai acolo. Bă, dar am și o întrebare. Stai așa, Valeriu. Ce ne va fac cu cheia aia? O cheie misterioasă. N-am nicio idee de ce am adus-o în locul unde am petrecut ultimii mei 10 ani. Nu mi-aduc aminte ce încuietoare. Cred că e aia îngrijitorului. Dacă aici eu nu-mi iau un jumpscare, pe mine mă cheamă Regilov Starlechner. What? Altă cheie? A, e camera 1? Poate fi folosită ca să deschid aripa A? Oh my freaking god! Jeez, man, calm down. Is this a ghost? E asta o fantomă sau mi-am pierdut mințile? Valeriu, de ce n-ai avut grijă de fantoma aia pentru mine? Hai naiba că nu mai pot să-mi iau jumpscare-uri acum, că mi-am luat deja unul. Valeriu, împinge băia asta. Stai aici, Valeriu. Cum bă n-am cheia? Asta? Uite un alt domnul Valeriu.
Nu prea văd nimic aici. Aha, am găsit țigări. Țigarete. Mai multe. Mai multe. Oh. 958. Deci ce ne-ar... Aha, e încuiat. Nope. Nope, didi, nope, nope. Uup! Valeriu, ce-mi faci ăștia? Stai. Ok. Aha, e cod. Cred că scria pe asta. De ce am crezut că e pe altă foaie? Era fix pe ușă. Așa, the combination of the padlock is anger. There you go. Ne-a ales-o fix în față. Anger e furios. Oh, haide, nu poți da înapoi. Anger. Cineva e nervos și asta. Bă, ce se aude, mă? Suntem la etajul... Bă, ce se aude, mă? Mi-au dat băieții kerosene, nu ia bună. Domnule candelabru, apără-mă. Aud moște în casă. Mamă, îl prinde înainte să cadă. Ha? Aaa! Aaa, no. Domnule candelabru, vii cu mine. Asta trebuia să fie despre ce scria îngrijitorul. Pare că a murit acum mult timp. Oh, poți să iau asta? De-aia erau muște. Ok. Îți dau un cadou. Și stai acolo. Mă. Mă, nu face de-astea. Damn roots again. Iar rădăcinile astea? E prea dificil ca să le distrug cu mâinile mele. Îmi trebuie un altă ascuțită. No. Ah! What? Ce? I couldn't just get up and walk away. Cum avea cum să se ridice și să plece? Let me go. Lasă-mă. Lasă-mă să plec. Ajutor. Help! I will leave you of your life, you yanky bastard! Te voi elibera de viața ta! Nu poți opri asasinarea! Lincoln trebuie să plătească pentru minciunile lui! Oh, ăsta e mort, dar nu e mort! Păi hotărăște de mai murit sau nu? What, a murit? Dă-i-o! Fă-i ceva! Oh, băga bomba în el! Pe bune. Uite-l și pe domnul candelabru. Care nu e domnul candelabru? This isn't happening. Vino cu mine. Ah. Take. Domnule candelabru, vino cu mine. Să tăiem rădăcinile. Taie. Ah. Pe bune. Ok. La o parte, blochez calea. A, e blocat de aici. Am înțeles. Mai am ceva de tăiat? Nu. Ăsta se mișcă. Oh. Ce a fost asta?
Caută biroul lui George. Well, lift mouse button and press the cut line mouse button. Move up and down to raise the cylinder. Ah, am înțeles. Ideea e una așa. Aha, trebuie să-l prinzi la fix. Uing! Na. Că sunt și din puțin cu znictif cu de-astea. You were supposed to check every possibility, Norton. Trebuia să verifici orice posibilitate. Și judecător. Și știi cum sunt doi legi avără să o spargi sau încalci. Tu ai semnat-o, George. Îmi pare rău. N-am crezut niciodată că nemernic ăla a încercat să ne păcălească. La ce te așteptai? A brat cannot inherit. We have to persuade that old fart somehow, or we'll end up with nothing. Cred că e vorba despre ceva moștenire pe care tipul ăla vrea să o fure de la ei. Ceva în genul ăsta. Mă deranjează băieții, mă dau pe nu deranja. Îmi bâzie ceasul aici degeaba. Ok. Scrisorica, newspaper clipping. Deci ăsta e al lui George, acum ce trebuie să fac? Candelabru de aur. Ne-am dat upgrade, băieți. Pozică. Mai mult kerosene chestii. Semenul, de fapt nu. Mai zic că semenul cu ăla din Godfather, dar nu știu încotro ne ducem. Cred că trebuia să luăm ceva de aici pe care nu l-am văzut. Asta era. Cheile. Can be used to access reception room 107-208-303. Set of keys. Trebuie să ne întoarcem la recepție acum. Ok, got it. Ce naiba s-a întâmplat? Bă, nebunie! Ce naiba se întâmplă, băieți? What? Bă, ce m-am speriat. Cu e repede. Să folosesc niște kerosene de ăsta. Nu ne face full-ul. Ok. Credeam că unul de ăla. There you go. Luăm o măicuță de asta să fie cu noi, să ne aibă la suflet. Bă, l-a aruncat-o pe jos. Așa. Detectivul a stat în camera 203. Asta e la etaj. Se pare că nu știu cum să traduc. Ce caut e când ieși de la hotel, când termin? Ai o rezervare de pe 1 pe 2, pe 2 când pleci, e ce caut-o, adică? Cum e opusul la cazare, nu știu cum să-i zic. Și zic că ăla n-a dat niciodată ce caut-o, adică ce neva s-a întâmplat? Doar s-a cazat și n-a mai plecat niciodată? 202. Lipsește cheia de la 203. Ba nu, cu e aici, nu e aici? Vrea să intre prin camera 202. What? Cum? Cum
naiba un ciment. Au, ok. Au pus ciment pe ușa ăștia. Bă, nebunie. Mamă, e tare jocul, e tare, vă zic, îmi place. Cum naiba ajung eu acolo, e întrebarea. Facem niște parcurianu? Uite-l! Uite-l pe nebun, îl vedeți! Aoleu, și n-a murit? L-am credeam că a murit. Sau e altul? 202 a zis. Mama mea, iar mă aleargă așa. Deci e o gaură aici. Quickly, I need to hide. What? Să mă ascund? Stinge tot, ești nebun? De ce s-a stupat gaura? Ce logic are jocul ăsta? Unde n-ai băie 202? Că e 203 și 204. Mamă, cum face ăsta? What? Face foarte urât. Cred că la el acolo e camera 202. Poți să intru în următoarea cameră din 202. Trebuie să aflu cât de mult a aflat el. Ok, n-ar trebui să mă vadă de aici, că oricum e tântălău. Deci unde sunt aici? Deci intrarea e după chestia asta. Intrarea e fix acolo. Vă place jocul până acum, băieți? Ce părere aveți? Domnule Candelabru, vine cu, vii cu mine. Aia s-a glișuit. Nu, închide! Închide! Oh, Jesus Christ, man. Jeez. De-aia zice că din camera asta ajungem acolo, că ne ducem prin balcon, cred. Și asta o fi camera? Nu știu, cauci-o pe aici, băieți. Gilman! Open the door! Gilman, deschide ușa, trebuie să vorbim. Doar tu și cu mine. Salutări, domnule Hyde. Taie vrăjeala. Știu ce pui la cale. Nu știu ce ești de supărat, de obicei eu. Crede că mă poți spăcăli. Vreau doar să rezolvăm problemele. E ceva neregulă în colțul acesta al lumii. Mulți oameni lipsesc, inclusiv prietenul tău, judecătorul John Norton, și el vrea să afle. Poți să ți le bagi în fund. Vrei să dovedești că sunt responsabil pentru disparițiile oamenilor? Ca să-ți faci o poveste. Poate era jurnalistă sau ceva. Cuvântul publicitate sună ciudat, venind de la cineva care se pricepe să bage lucrurile sub covor, să ascundă treburile. Doi ani au trecut de la incidentul cu mina și multe lucruri au rămas neclare. Oamenii lipsesc și tu te refaci ca și cum e un incident minor. A fost un accident. Un accident tragic care a costat viețile multor angajați și mi-a distrus afacerea. Asta e tot? Mă îndoiesc că nu asta e tot. De când oamenii au început să lipsească din zona aia, chiar și oaspeții ai... Vreau să dispar din hotelul meu de mâine. Ai înțeles? Ok, deci... Ăla omoară oamenii sau le face ceva și ăsta vrea să afle. Alright, got it, got it. Încerc să traduc un pod, băieți. Nu traduc 100%, trebuie să ieșim de aici. Detectivul s-a dus în mine în ziua aia, dar nu știe nimeni dacă s-a mai întors. Trebuie să-i urmăresc pașii.
vaguely remember the accident. Abia mi-aduc un accident, aminte de accident. Oameni care lipsesc? Ce s-a întâmplat aici? Da, adică... Oh. Ar fi capabil să o moare? Sânge rece? Trebuie să merg în mine să aflu. Minunat. Asta e doar minunat. S-a deschis ușa. Da, eu încerc să traduc cum pot, băieți. Nu am nu sunt traducător de elită, nu sunt specializat în traduceri, încât să înțelegem cât de cât ceva. Asta nu poate fi reală. Ce naiba. Bebeu. Ei, nu mai contează ce e aici. I must have lost my mind. Trebuie să-mi fi pierdut mintea, mințile. E doar în mintea mea? Ne duce undeva. Oare ne escortează afară? Ne-a salvat. Ceva urmează să se întâmple. Aici eram la început. Oh, Doamne, cred că nebunesc. Cred că am luat o razna, gen. Împinge, împinge, împinge! Uuuu, ce bă ăla? Băieți, asta e cumva... Asta e cumva Mr. Meat, varianta HD. We gotta get out of here, brother. Mă pricep în situații de criză. Fugi, bă! Să mai... Bă, alergă grasul! Alergă grasul, boys! Alergă, mă, nebunule! Hai că sigur ține ușa aia. Sigur ține ușa aia. Vine grasul, alergă mai repede ca mine. Angry. We want to eat you. Mamma mia, pizzeria! Bă, ce tare! Grosu! Hey! I have to run. Trebuie să alerg. No shit, Sherlock. What? E dubla a 6 când încerc treaba asta, băieți. Deci, o ai o răzna. Dar jocul salvează des. Asta e partea bună. Nu repeți aceleași chestii de prea multe ori. Bă, era pe el ceai. Fugi, 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 fugi. Bă, dar se surpă tot aici. Noi chiar ne ducem în mine, ești nebun? Eu credeam că aia e pentru altă dată. Dacă mă uit în spatele încă mă alergă. Adică n-ai mă stres cu el. Mă alergă grasul cu scopul vieții lui. Mi-a ce puțin aminte de Outlast jocul ăsta. Credeam că acolo mi-e finalul. Cum ne am ajuns în mină de la casa atât de repede, eu nu înțeleg. Aoleu. To be continued. Nice.
Bine-s, mă, jocul ăsta e bine-s, e pe bine-s. E pe bine-s, boys. Mi-a plăcut, mi-a plăcut. Vreau să spuneți în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre joculeț și dacă să-l jucăm când se lansează. Cred că merge mai degrabă un livestream cu jocul ăsta sau habar n-am. Dar în sfârșit un joc horror care chiar este fain. S-a mai lansat unul, mi-ați tot dat mesaje pe care l-am jucat, Blair Witch, nu știu cum. Dar am vrut neapărat să revizităm joculețul acesta și mai jucăm dacă susțineți seria printr-un like și văd, da, susținerea din partea voastră, sigur ne jucăm. Dacă nu, ne jucăm Roblox, boys, nu e problemă, că ăla nu e horror și nu mai stă inima. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne vom vedea data viitoare, pa, pa!